În ajunul sărbătorii înălțării Sfintei Cruci, preasfințitul părinte Damaschin Dorneanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, a fost întâmpinat în fața noii clopotnițe a mănăstirii Hadâmbu de către soborul slujitorilor. Preasfinția sa a oficiat slujba becerniei unită cu litia. La final a adresat un cuvânt celor prezenți. Ce facem noi atunci când ne poticnim, când cădem, cum a căzut și Domnul nostru Iisus Hristos, ne gândim la El, la Cel răstignit pe Sfânta Cruce și ce facem atunci? Ne însemnăm cu semnul Sfintei Cruci, cerând de la Dumnezeu, de la Domnul nostru Iisus Hristos, putere, ajutor și întărire. A urmat procesiunea scoaterii icoanei făcătoare de minune a Maicii Domnului. Ziua Înălțării Sfintei Cruci, 14 septembrie 2022, a fost prăznuită în mod deosebit la mănăstirea din Dealul Mare. La orele dimineții, preasfințitul părinte Damaschin Dorneanu a fost întâmpinat în fața așezării monahale de către primărițele comunelor Mironeasa, Mogoșești și Ipatele, și de către soborul slujitorilor. În dangătul clopotelor și al cântărilor religioase, ierarhul a intrat în incinta străvechiului așezământ monastic din Dealul Mare, unde au slujit Sfânta Liturghie alături de un sobor de preoți și diacon cu binecuvântarea în al preasfințitului părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Mii de pelerini din mai multe părți ale țării s-au rugat împreună la acest praznic, cinstind atât Sfânta Cruce cât și pe preasfânta născătoare de Dumnezeu, a cărei icoană făcătoare de minuni se află la mănăstirea Hadâmbu. După Sfânta Liturghie, la poarta Bucuriei a Crucii, de la baza dealului ce duce spre mănăstirea Hadâmbu, a început slujba procesiunii Drumul Crucii, special alcătuită de către înalt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților. Prima evanghelie a fost citită de către preasfințitul părinte Damaschin Dorneanul. Oamenii au ținut în mâini busuioc alături de Sfânta Cruce, ascultând cu evlavie rugăciunile înălțate. La sărbătoarea Paștilor, drăgăturile aveau obiceiul să elibereze pentru poporul vinovat pe care îl voiau ei. Și aveau atunci și vinovat vestit care se numea Baraba. Au început să se plece în fața lui zicând: Bucură-te, regele iudeilor! Și-l băteau peste cap cu o trestie și o scuipau și căzând în genunchi se închinau. Să ne rugăm la Domnul să ne dea pace, scăpăm de necazurile care vin peste noi.
cea mai mare dorință. Cât trebuie și sănătate, dar e bine cu ne binecuvinteze Dumnezeu. De aia ne-am jertfit și aseară și acum. Că vrea Dumnezeu. De unde ați venit? De la Vrancea. Da, Focșani. Cum vi s-a părut slujba, atmosfera de aici? Nemaipomenită. Nemaipomenită, nu. Am mai avut ocazie să vin și n-am venit, am omis că am un soț bolnav, fără picior acasă și... Ați venit? În Gotlar. Așa. Cum vi s-a părut atmosfera, slujba de aici? Foarte frumoasă. Mulțumim Dumnezeu, sănătate să fie, pace și liniște. La cea de-a 14-a Troiță, Preasfințitul Damaschin Dorneanu a ținut un cuvânt în care a făcut referire la Sfânta Cruce în viața creștinilor. Am trecut noi pe la aceste troițe, pe la aceste cruci. Dar eu cred că și Dumnezeu a trecut pe undeva. Noi ne-am închinat la crucea Lui și ne-am adus aminte de răstignirea Lui. El a trecut pentru aceia care s-au rugat, pentru aceia care au venit aici cu smerenie, a trecut pe la crucea fiecăruia dintre noi. El a trecut pe la crucele noastre. El mângâie creștetele celor care își duc crucea. Știe Domnul Hristos că ne e greu să ducem crucea fără de El. Dar zice Sfântul Apostol Pavel că suntem cu ochii ațintiți spre Iisus, începătorul și plinitorul credinței. Eu când îmi duc crucea mea de arhiereu, de stareț, de preot, de mamă, de tată, de un bolnav, de copil bolnav, când îmi duc crucea mea, o duc cu ochii la crucea Lui, cu putere din puterea Lui îmi duc crucea. Și atunci când cad sub cruce, știu că este cineva care să vină să mă ridice. Nu mă las acolo când am căzut. Cine este? El, Domnul Hristos. De ce? Când urca pe Golgota, a căzut și El. De 3 ori. La un moment dat n-a mai putut să-și ducă singur cruce. A venit cineva și l-a ajutat. Un om, Simon, cu numele, din Cereni. Și-au dus-o împreună. Acum, când fiecare dintre noi este câte un Simon care are crucea lui, zice Dumnezeu, vin eu acum și pun umărul ca să cu crucea împreună cu tine. Arhimandritul Nicodim Gheorghiță, starețul mănăstirii Hadâmbu, a mulțumit înalt Preasfințitului Teofan și părintelui arhiepiscop Calinic pentru că au rânduit slujirea Preasfințitului Damaschin Dorneanul în ziua înălțării Sfintei Cruci, în așezarea monahală din Dealul Mare. Avem o mare binecuvântare astăzi și de ce nu astă noapte, toți cei care ați parcurs încă o dată drumul crucii, în mezi de noapte, împreună cu părinții slujitori, rog pe Măicuța Domnului să vă numele pașii de astă noapte, de astăzi, și iarăși mă reîntorc la Preasfințitul. Prezenția voastră, vreau să vă asigur și să vă asigurăm de toată dragostea noastră părintească și aș dori, dacă nu încerc prea mult la Maica Domnului, să mai reveniți la noi, fiindcă ne-ați dat o stare și o blagoslovenie, cred că Maica Domnului v-a chemat astăzi și mă bucur că pentru noi este o mare cinste, trebuie să recunosc că pentru mine o slujbă arhierească este un dar divin de la Dumnezeu, de când mă știu eu. Și pe această cale, mulțumesc în alt Preasfințitul Părinte Mitropolit Teofan că a făcut această zi posibilă ca prezența Preasfinției voastre și, nu în ultimul rând, în alt Preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevii și Rădăuțului, dar Preasfinției voastre trebuie să vă mulțumesc mai mult, fiindcă v-ați sostenit. Deci vă mulțumesc și mă plec în fața Preasfinției voastre, mulțumindu-vă și las pe Hristos Dumnezeu să vă răspătească mai și mai bine. Procesiunea s-a încheiat în incinta mănăstirii, iar la final toți cei prezenți au stat la o agapă frățească.